Excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, înaltă preasfinția voastră, doamnelor și domnilor, onorată adunare. Dați-mi voie, în primul rând, să mulțumesc gazdelor noastre pentru minunata inițiativă de a organiza acest eveniment și de a mă invita să mă adresez dumneavoastră în calitate de Ministru al Culturii și Identității Naționale. Avem onoarea să fim aici, înalți oaspeți, membri ai corpului diplomatic, acreditați în România, pe care îi dorim, ca întotdeauna, prieteni ai țării noastre. Scopul diplomației de a facilita înțelegerea între state trece obligatoriu într-o etapă de cunoaștere reciprocă. Ori puține locuri din România conțin atâtea elemente identitare, atâtea pietrele temelii ale sufletului națiunii noastre, ca această binecuvântată așezare, Alba Iulia. Aveți aici, dragi oaspeți, ocazia să priviți poporul român drept în ochi, să descoperiți rădăcinile demnității sale și resursurile mândriei noastre naționale. Mărturisesc că, făcând-o, veți descoperi emoții și valori comune, țeluri, experiențe și speranțe împărtășite. Cu alte cuvinte, temeliile traiice ale adevăratelor prietenii de durată. Așadar, distinși oaspeți, fiți bineveniți în această fortăreață a spiritului nostru, Alba Iulia, astăzi luminoasă și deschisă în onoarea venirii noastre. Bună dimineața încă o dată!